Am ajuns aici și ne iau deja Tiberiu plecat, să zic și fac eu lui acum că sunt în casă iar. Ui! Ui! Eu stau ca prostul și mă duc pe jos în seara ca să mă duc pe jos și m-a lăsat aici și așa. De ce faci tu treburile astea cu mine? Da, te-ai apucat răbde de treabă, ai venit răbde și te-ai apucat treabă ca să nu mai zic nica? Eu sunt prost, nu? Dă-mi ceva! Și de ce ai plecat și m-ai lăsat în gura aici pe jos? Spune! Că te-ai apucat răbde de treabă ca să zici că băi, ești cearnic acum. Acum faci treabă. Asta e tare în gură. De ce m-ai lăsat pe jos? Și de ce m-am dus pe jos acasă? De ce? Eu vorbesc să-mi gurei! Gata de acum, ți sunt vinovat, taci din gură, nu mai zici nimica! Zău-mă ceva, că mă ia spumile! Eu cu cine mă șerc? Mă șerc cu cine mă șerc? Cu preotul? Zici ceva! Sună frumos, o pornim mașina, el face pe boali, el e șmecher, el e Schumacher, el pleacă în trombă, pleacă. Și mă lasă pe mine ca să mă duc pe jos acasă. De ce ai plecat? De ce ai plecat? De ce ai plecat aseară și m-ai lăsat aici așa singură? De ce? De ce? Că faci tu și vrei tu, faci tu pozni, faci tu... De ce ai plecat ai? Zi-mă și bă, că mă ia spumile și așa, spune ceva. Spune ceva, de ce nu zici nica? Ai venit rând și ai apucat treabă ca să zici că ești cearnic. Cât ține, cât ține treaba asta care o faci tu acum? Ține o jumătate de zi? Macar? Tași din gură, tași ca porcul păpșoi. Până acum era tare în gură, făcea fente cu mine, făcea camătorii. Că zi-mă ceva că mă ia spumile și auzi, zici ceva! Uite mă cum stă, cum tu așa, zi-mă ceva, parcă ești mut, parcă nu există. Îți sunt gura aici? Zi-mă ceva, ui! Uite, nu zici nică. Tași din gură acum. Tași din gură, nu mai zici nica acum. Până acum era tare în gură, făcea scamatoria, asta a plecat în trombă, pleca cu mașina. Avea o viteză de nici nu am mai apucat să-l văd, să strig după el. Zi, bă, ceva, ui. Zi, bă, prostule, bă, animale, zi, prost, zi, animal, zi, ceva. Măcar să te aud, că zi ceva. E harnic acum. Te ierti și n-ai fost așa harnic să tragi din gură și să fii cu minte. Azi ești harnic? Zi-mă ceva, zi ceva. Că mă ia spumile aici, zi ceva. Hei, până de seara ai să zi ceva. Dacă n-ai muțit. Dacă ai muțit, asta e. Aș fi muțit. Ia uite, fratelor, ieri am vorbit că a venit Gavril Adrian pe la noi și a fost discuția că am băut un nes aici cu el și astăzi a venit pe aici și o adus un aragaz de ăsta plită, că am zis că băi, ar fi bun să avem un aragaz de ăsta ca să nu mai chinuiți să facem foc în continuu cu butelii. Și-o adus aragaz aici și-a lăsat aici, voi fratelor. O tăcut din gură și-o zis că lasă că vă aduc eu aragaz mâinii. Și acum nu știu dacă e prin zonă pe aici sau o lăsat aragazul și-o plecat. Oricum îmi mulțumim din sufletul lui Gavril Adrian. Și-o pățit. Ce-ai pățită? Ce-ai pățită? Ce-ai pățită? Zi-mă ceva, eu sunt prostul satului, stau și mă uit la tine.
Ai văzut ce-o lăsat Gavrila Adrian acolo? O lăsat un aragaz de la plită. Bă, Gavrila Adrian a lăsat un aragaz de la plită. O muțit, fraților. O muțit. O muțit. Dar să vedem cât o muțit. Cât îl ține muțala asta. Să văd cât îl ține muțala. Chiar sunt curios să vedem cât îl ține muțala asta. Uite aici, să-l punem pe masa asta aragazul. Uite așa. Asta o să-l iau de aici. Să-l punem în altă parte prosopelul. Și aragazul îl punem aici frumos. Pe masa asta. Nu și faini. Asta cu butelii frumos. Îl capsesc acolo frumos la butelii. Uite așa frumos. Gavrile, Adrian, mulțumesc din suflet, omule. Îți mulțumesc enorm pentru gestul care l-ai făcut și încă ceva, fratele, au venit ieri și cu două sacoși la noi, aici. Uite, și l-am pregătit aici, o să aduc o butelie frumos și uite, aici imediat facem o cafeluță, repede, o chestie, un ochi, un cartof prăjut imediat, ca să nu mai chinuim tot timpul să facem la plită. Până aprindem focul, până una alta, durează. Vino voi cu acest sari și-o adus Gavrila Adrian. Ai muțit? Vin sau nu vii? Uite-l cum. Ce vă șeva, bă? Nu, am muțit azi. Azi-i mut. Ești mut azi? Azi ești mut? Zici ceva. Uite, borcanul de la Sari. Uite, borcanul de la Sari. Uite ce am făcut aici. Ce am făcut aici de aseară. Un ochi trebuia să-l răstorn. Tatu oala și cu borș, un ochi trebuia să-l răstorn. Vai de mine, am stricat și oala, bă, frate. Bă, am stricat și oala, am stricat-o, bă, și oala am stricat-o, să ne-i oală, bă. Hai așa. Să ne-i oală. Să ne-i oală. Să ne-i oală, am stricat oala. Să ne-i oală, uite, să ne-i oală. Te duci să ne-i oală, acum. Acum te duci să ne-i oală. Ai auzit? Te duci să ne-i oală. Am stricat oala, uite, uite, am stricat oala, ia. Uite-te aici, uite-te, uite-te aici, uite-te oala mea, uite-te oala mea aici, uite, și în interior, și în exterior, e stricată. Uite-te oala mea, uite-te aici, oală, uite-te oala, uite-te oala. Am stricat oala să sune ușa și mă fac eu fără oală. Băi, am stricat oala bună, bă. Să duc să ne iei oală, nu mă interesează. Să te duci să ne iei oală, nu mă interesează. Acu, te duci să ne iei oală, nu mă mai interesează. Ne iei oală. Să ne iei oală acum. E că ia, du-te, pornește și duci să ne iei oală. Te duci să ne iei oală. Te duci în oală! Pune-mi oala! Am stricat oala!
Am stricat oala, ia și du-te și adu-ne oală. Cumpări oală! Cumpări oală, din cauza ta am stricat oala. Am găurit oala, din cauza ta am găurit oala. Te duci ne oală, nu mă interesează. Ai înțeles, da? Nu mă interesează. Zi, bă, șefa! Zic că plesnesc aici, fac infart. Zi ceva. Omuțit. Nu mai poate vorbi. Omuțit. Oala. Din grasa, auzi oala mea. Stai și filmești vitaminii. Oala, mori oala. Deci mai oala, nu mai interesa. Nu mai fac în cam care. Cât de mânoasă era oala și nu mă interesează. Curși la obiect. Nu mai stau să mă șerp cu tine, nu nic. Te duci și mie oală frumos și am terminat balamucul. Să fie clar. Nu mă interesează, frate, dragă. Te duci la frumos, la aga și ne-i oală. Oală, nici. Oală te faci. A străcat oala din cauza ta. Doar numai din cauza ta. Tot se întâmplă asta, numai din cauza ta. A străcat oala din cauza ta. Te duci frumos la aga. Auzi, hei. Gara. Te duci frumos la aga și mie o oală. Scuș la obiect. Nu mai stau la discuții. Ca să fie treaba bună. Chiar dacă nu vor ieși astăzi, să fie treaba bună la aga și ne-i oală. Iei oala frumos, iei oala frumos și ne-i modelul exact de oală care am avut-o. Ca așa nu mai faci cu ea. Ești trebuit. Când ți-a și lumea mea, dragă, să mă cac în oala ta. Ai auzit? Uite-a. Să ne iei chișor. Să ne iei chișor. Ai auzit? Uși m-am făcut. Păi și ne-ai făcut, mai vrei oală? Du-te aici! Cum adică, dar și din vina mea te-ai opărit? Ne-ai chișor, că m-ai opărit tot! Eu te-am opărit? Da, și nu m-am opărit! Bunica? Plătesc spitalizare! Și spitalizare să-ți plătesc eu? Dar te-ai opărit din vina mea? Ha? Mă cac pe oala ta! Și ce te coordinezi așa? Nu poți să vă zici frumos? Mai opărit, mai opărit. Păi vorbești calm, frumos. Și eu am... Ai aruncat oala de borș pe mine. Și ce te coordinezi așa? Gata. Am aruncat-o, asta e. O cumpăr, dar să văd tu cum repar cișorul ăsta. Te duc la spital, da, îți faci o injecție în cur și gata. Da. Și-ți treci. Și cine suferă? Eu sau tu? Eu pări rău. Bă, stai liniștit, mai stai o leacă. Mai stai o leacă. Bă, mai stai o leacă. Uite, dacă pățări și vă dau la poliție. Bă, am ienit acolo? Bă, te dau la poliție, m-ai agresat cu ăla de borș. Și declari acolo tu. Opărit, frate, dragă. Mamă, și-o părit. Îi zic să stai cu minte, să nu mai facă. Băi! Lasă boale, lasă scoate pământul ăsta. Nu mai sta în praful ăsta cu ciorul și ala așa, că nu-i ok. Nu-i bine să stai cu ciorul și ala, praful ăsta. Da, nu-i mai stai liniștit, da, oleacă. Da, da. Lasă-l, oleacă, lasă-l boale de pământ, lasă că fac eu. Fac eu, lasă-l scoate eu de aici pământ. Nu mai sta în praf cu, da, cu ciorul. Nu mai stau eu în praful ciorul, că nu-i ghine. Acum te doare în cur de mine, până acolo și până acolo ai aruncat, masare, ai aruncat cu oala de borș cu mine. Dar putem să ne înțelegem ca oamenii? Nu putem, că nu suntem oameni. Dar și suntem găini? Găini suntem?
Aghia, stai, hodoron, hodoron, cong. Stai elea, că-l liniștit. Stai, lasă-l, lasă-l. Nu stai, mâncare, că vine Adrian. Că el era șoz, că vine să mănânci. Tu ai văzut și aracaz ne-o adus? Am văzut. Unde-i văzut? Hai că fac un cald. Am terminat discursul aici. Am spus tă. Să fac ca asta, nu mai zici o curvă, nu mai zici. Când am văzut și am la Chișor, când am văzut că sunt paritat, nu mai zici nică. Azi că-l pun eu. Îl pun eu pe tratament, îl pun eu. Să vezi și îi fac eu de acum încolo. E să vedeți. Ai. Vezi, lasă vedeți. Păi lasă păreță și acolo. Nu mai zici nica, nu mai nica. Te-ai apucat și tu, gata, e intrat în Nivorghit. Lasă să-i boale de păreți. Vezi că trebuie să vin Adrian. Așa au rămas. Ieri când au venit, ai zis că îi faci varză cu șolan, cu șolanul ăla care l-a trimis. Ce faci acum? Păi da, acum își vine omul ăsta și nici nu-i făcută mâncare. Mă ustru ciorul ăsta, nu mai pot. Uite-l, bă, băiatule. Bă, băiatule, bă, băiatule. Bă, băiatule. Uf. Lasă că... La aranjă zi-o pe el. La aranjă zi-o pe el. Tu, că să facă mâncare? Așa. Tu, că... Să caute lemne, să facă mâncare? Păi, dar nu o să stau. Și de azi dimineață, de când am venit, m-am apucat aici, în pâni, cu ciorul ăsta beteag, cu tăt. Ați văzut ce nu-i făcut? Sunt flenduri. Sunt beșcat tăt. Murgește tăt la ciorul, nu murgește. Ia să tăt din mine. Îl pun să facă mâncare. Gata, am făcut destul. Am zis că măcar să termin asta aici. Să dau jos, de turnat, a turnat. Îl pun să toarn el. Am trebuit să fac mâncare, nu? Am o scuză. A venit Gabriel Adrian, că altfel... Uite și mă ustură. Hai de mine și de mine. Cum m-a opărit el, mă. Mă, cum m-a opărit el, mă, băietule, mă. Cum m-a distrus Chișorul, mă. Bun, să-mi cumperi tratament, să mă duc la doctor. Acum, nu-i de joc. Poate să infectez aici, așa. Mai dau și boale, în altceva mai dau. Să ducă, să caute lemne, să fac. Dreagă. Nu știu ce fac. Eu trebuie să arunci oala de borș. O părită, aghea luată de pe foc. O părită să o arunci pe mine. Caute lemne să facă, să dreagă, mai doare capul. Oștea pământ am scos. Oștea pământ am scos acolo. Oștea acolo. Mai am tot și un pindru, m-am dus vreo 10 roabe. Trebuie acum să fac. Acum eu trebuie să scoată tăs, să scoată, să strângi beton, să strângi tăs, să se aducă la nivel. Da. Ia uite-l. Așa. Așa, băieți. Care lemne adu, pune varză la foc. Tai și olanul. Uși mă spăriet. Te vor și gina mie. Că dacă recunosc, e și gina mie. Și eu. Parcă, nu știu, parcă n-am mai văzut mâncare în viața mea. Când am auzit că nu mai dă mâncare și asta, am zis, hai de mine. A fost totul așa, la impuls. La impuls a fost, că dacă nu zice, dar și eu l-am, nu, recunosc, e și gina mea. Acum hai să fim serioși, recunosc, da? Dar nu trebuia să arunci cu ala de borș, o părită pe mine. Dar dacă îmi vinea pe față, mă fășea ni om tătă viața.
Eram opărit după așa. Trebuia să-mi faci transplant. Dacă îmi dădeai pe față, transplant de chelii trebuia să-mi faci. Stăteam luni în spital. Și marți. Așa, nu mai zici nic. Nu mai zici. Vezi, poate îți vine în cap. Așa. Fă. Crapă, bine, fă mâncare. Văză-ți omul ăla că a acuși, uite, doar parcă... Ce stai alea întins? Nu mai stai aici. Stai grijă cu tu de mine, stau întins. Până acum sărei cu mătura la mine să mă cotonăjești. Da, acum să stau întins. A intrat frica. Vine șata, nu mare. I-am zis, doar am zis în video că ișa mea. Dar nu trebuia să arunci cu ala de borș o părită pe mine. M-am înervat. Da, dacă te enervezi, cum? Dar tu n-ai raționalizat, nu te-ai gândit că, băi, opărit, luată de pe foc, îl opărez pe ăsta tot? O ieșit tot dimineasară. Tot o ieșit dimineasară. Tu știi cum? Aș ruga ceva, nu știu dacă poți. Și să mă rogi? Eu te acum mă roag. Ieti, băi, băieti. Și să mă rogi? Dacă poți și nu știu dacă te simți ok, acelea că betoniera și de acasă, te rog frumos. Așa, că eu sunt prost. Nu pot, uite, nu pot, n-am cum. Nu am cum. De ce să duc? Să mă pui la, după aceea să mă pui la betonat. Torn tău, torn tău. Da, torn tu. Da, da. Sigur? Torn eu sunt, nu m-a dat betoniera. Dar și te-ai muiet așa? Ei, m-am muiet. Și te-ai moleșit așa, nu mai ai vlag în tine? Nu mai stai cu mătura la mine acum? A intrat frica în el. A intrat frica în el, da, ha? Mă duc, unde-i betoniera? Mă duc să-ți betoniera, dar altceva nu mai fac. Nu torn. Faci beton, faci singur. Faci mâncare, faci... Fac. Unde-i? Betoniera la mine. Așa. Umfli roata și... Rogi pe Cătălin, că dacă nu poți să te ajute să o iei. Și vorghești la Aga să iei 2 sagi cimentă, 3 sagi. Și cine care să așa, că eu sunt cu Chișorul Beteag, uite, mă ustură din mai pot. Îi dai un șubuc la băiatul ăsta. Eu am bani, dă-mi bani, dă. Dă bani. Dă-mi 20 de lei să dau la cineva să-mi care să așa, hai. Dă. Și eu n-am bani. Ai bani? Da. Ha, ai bani. Unde ai? Tu-ți pe joc de mine, dă una bătută, că ai una bătută acolo. Da, mă, cum n-ai, uite, că ai una bătută aici, uite. N-ai? Uite aici, uite. N-ai, bă, nică, bă. Da, mă. Uite aia acolo, dă una bătută. Dă să-mi iau și eu un suc. Hai, dă 50 de lei. Așa. Și rest să-ți mai aduc, îi dau la om 20 de lei să-mi cari și mentul. Și rest să-ți mai aduc, și-mi iau și eu un suc. Hai. Uite o boală. Și betoniera și nu care. Ah, Cătălin. Nu știu că l-am opărit rău acolo ca să știu eu unde se duc, dar și el încăpățânat. Și el încăpățânat. Ai, valeu, 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 valeu. Și el încăpățânat. Doar numai, tu din cauza lui s-au întâmplat atâtea treburile astea. Din cauza lui s-au întâmplat atâtea treburile astea. Doar numai necazuri faci, numai necazuri. A, că-l frec eu de-acolo. Îl frec, nu l-a mai frecat nimeni. Arunc boala de borș pe mine opărită. Dar ce-a fost, domnule, în capul lui, domnule? Fai, băi, ieti, băi, băi. Îl
pot să toarni în gurtă de betonul și ala. Să știu al naibii dacă l-ajut cu, nici măcar betonul îi fac. Să-l cari. Eu cu ciorul ăsta beteag, ni s-o beșecat tot acolo. Să mă apuc eu să car. Și așa am. Am făcut cum am putut acolo, mă ustur din mai pot. Am scos tot betonul și ala, l-am spart și l-am carat afară. De câte ori am zis, băi, stai cu minte, băi, stai cu minte, băi, stai cu minte. Ei, acum stă o loc de acum, așa. Acum stau și mă gândesc ce să-i fac, cum să-i fac, să-l văd ghinii. Asta este de acum. Dacă de acum... Zici că doare, că vezi, că și neacază am cu el de acum. Tot n-am vrut să se întâmple treaba asta, dar i-am zis nu știu de câte ori. Băi, liniștește-te! Băi, liniștește-te! Ți-ai găsit să se liniștească el? Câte sunt numai să fie de andoasele atâtea. Numai de andoasele să fie. Acum stau și suport toate mofturile lui. N-am ce face. Trebuie să le suport toate mofturile lui. E ca mai... Eu aveam nevoie exact de tine, aveam nevoie. Băi, ajută-mă o leacă cu ăsta, cum îi zice, cu betoniera asta să o iau la căsuță o leacă dacă vrei. Da, da. Dar auzi că are o roata disumflată și nu știu, să pui o leacă compresorul, că auzi că știi tu unde e compresorul, pe magazin, nu știu unde. O să fac o varză. Tot am promis să fac o varză. Știi ce-a făcut? Te-ai aflat sau n-ai aflat ce-a făcut? Nu, n-am mai aflat nicăieri. M-a opărit, tu știi, și m-a aruncat borșul pe mine. Serios, zic. Adu-o-lea compresorul și-al dacă. Uite, pipană. Hai de mine și de mine. A, dar era aici? Era aici. Are aer? Are. Uite, eu îl ține și cu aer, îl ține și cu tot. Păi mă ustură ciorul ăsta, nu știu ce boală să fac. Hai și mă ustură. Are perfect. Ia uite, în 2 timp și 3 mișcări e gata. Așa e umflată. Bagă și tu mai mult. Bagă vreo 5 atmosfere, poate crapă. Să dau mașina la o parte ca să pot să deschid porțile mari. E gata? Da. Și greu are? Nu. Uai, dar e greu, dă o boală să o iei. Și de mine. Thank you.
dau cu spatele oare? Mai pot să ies. O lăs așa alături. Da. Dacă și... dau cu spatele, după aia mă mai pot întoarce. Opa, așa, ia că am ajuns. Uite dacă găsesc pe cineva pe aici. Bună ziua! Bună ziua, Neacostel, ce faceți? Mă ajutați o leacă să car și o patrusaj. Vă plătesc. În mașină, că mă doare spatele, din mai pot. M-a opărit cornea la seară.
Ia uite. Bun. Ia. Bun. 50 de lei, 4 saci dacă vreți să ne puneți în mașină, că pe mine eu nu mai pot. Ia uite, și ghiric am găsit. E bună. Zice să car. Car eu că mă doare spatele, s-o părit tătă să-ți vai de capul meu. Mă pune pe mine aici, uite așa, splătească. Plătească, mă duc să-i cerc bani de tratament. Uite așa, imediat termină nenea să pună, să pună acolo tățașii. Ai de mine, știi. S-o bag pe tata aici, s-o fac pe tata, și pe urmă să fiarbă. Cam grea boale. Cât are? 40? 40 de chile are. Ia uite, bă, băiatule. Uite și noroc. Gata, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, sănătate. Bun, sănătate. La revedere. Multă sănătate. Pun un pic de apă, un pic, ca să fiarbă ea. Oricum, l-ai mai lasă și ea. Ia uite așa, am rezolvat și cu sașii de ciment. Betoniera am adus-o. Nica nu mai fac. Să-mi facă mâncare, să-mi facă de tăti, că sunt lehuz de chișor acum. Păi da, buburăzată, tăti buburăzată. Tata îmi iese zamă de fie din cior, și mă ustru din mai pot. Hai de mine, v-aș arăta. V-aș arăta, dar nu vă arăt că după aceea vă îngrețoșați. Și nici nu cred că am voie să arăt așa dezastru. Cișorial. Așa, și pitigaia asta deasupra. Scade dintr-un moment dat, eu mă somestic. O veni și el. Da. M-a dus. Te vreau mâncare? La când s-o termină așa de răbdii? A venit Adrian? Nu. Stai liniștit, întinde-te oleacă, stai oleacă liniștit acolo așa. Te mai doare tare? Și vezi unde e și e, să aduci și mapa aici. Ce? Trebuia până la, trebuia până la beton. Fac eu tătă, nu, stai liniștit. Unde? Pompa, pompa, unde? E în magazin. Tu stai liniștit. Pui pe foc aici acasă, să facă. Ce sunt mai ghinii? Păi dar n-am făcut nic și mă sunt ghinii. Betoniera m-a ajutat Cătălin Socar. Leu. Și la aici la Aga am găsit un om care m-a ajutat să car sași. I-am dat tăți 50 lei. Tăți? Tăți. Am uitat. La măcar trebuie să mai dai. Cum? Mai... Aduce ei un rest, nu mai adunai. Și rest, dar nici eu suc nu ne-am luat. N-ai luat suc? Nu, n-am luat. E bun că ai rezolvat.
Îmi contează acum banii. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim. Și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim.